Am văzut și aseară la Capricci faptul că la finalul emisiunii Diana a avut parte de această surpriză, vizita surorii ei și a prietenei lor, care a venit acolo în platou, a venit cu un tort, cu un buchet de flori, iar Diana a fost foarte emoționată, cumva și-a dorit foarte mult acest lucru, fiind ziua ei de naștere. Nu a avut parte și de vizita mamei, însă aceasta i-a transmis un mesaj, după cum ați putut observa. După ce capricile s-au terminat, acestea au intrat cu Diana în casa Mireasa, au stat acolo în living pe canapea, au văzut acel videoclip primit din partea susținătorilor, videoclip care ați văzut, a fost foarte criticat astăzi în emisiune de către doamna Simona Gherghe și, într-adevăr, mai multă lume a remarcat acest lucru, nu era firesc ca de ziua ei de naștere să primească videoclip aniversar de cuplu, chiar dacă acesta era pregătit, așa cum obișnuiesc grupurile de susținători să grăbească lucrurile, să le împingă de la spate, să le facă cu mult timp înainte și cadourile și videoclipurile și toate pregătite. Nu știu, mi se pare mult prea mult acest lucru și să se și insiste apoi să se dea, așa cum ați văzut că doamna Simona i-a făcut chiar masochiști pe acești oameni care au trimis acele lucruri și au insistat să-i fie date, transmise Daianei. Mi se pare că se insistă mult prea mult și prea mult grupurile astea vor să conducă viața acestor tineri concurenți, pentru că până la urmă ar trebui să facă fiecare ceea ce își dorește, ceea ce simte, fără să fie influențat absolut deloc de către cei de afară. Hai să spunem că mi se pare firesc ca familiile să aibă un cuvânt de spus în viața tinerilor, pentru că așa este firescul vieții. Te consulți cu părinții, își dau cu părerea, opinia ei, te-au crescut, ei știu cu ce valori și cu ce, pe ce anume te ghidezi în viață, dar din partea susținătorilor care sunt total niște necunoscuți și au poate total viziuni, valori, gândire diferită total de a ta, nu mi se pare normal să-și permită să intre atât de profund în viața lor. Chiar de curând m-a întrebat cineva dacă știu care este adresa unde se trimit scrisorile și cadourile pentru concurenții din Casa Mireasa și v-am spus nu știu pentru că nu am trimis niciodată nimic pentru nimeni și nu mi se pare normal să fac acest lucru. Așa cum v-am spus, consider că nu e normal noi ca simpli privitori, susținători, cum vreți să vă numiți, să încercăm să le influențăm efectiv cursul vieții.